Bună ziua! Astăzi vă prezentăm Sony Ericsson W995, un telefon excepțional, după cum o să deducem din următorul review. Varianta pe care o prezint este Progressive Black, însă mai găsiți pe site-ul nostru atât Energic Red, cât și Cosmic Silver. Este un telefon foarte bine finisat, cromat, mat pe spate. Are doar 113 grame, a fost lansat în luna februarie acestui an, însă a ajuns la noi la sfârșitul lunii iunie. Are un ecran, un display cu 256.000 de culori, de 2,6 inci, suportă rezoluție de până la 240x320 pixel. Este un telefon cu slide, așa cum putem observa. Faptul că telefonul este unul Walkman este trădat atât de logo-ul de sub display, cât și de butoanele multimedia din partea dreaptă. Mai jos cele de volum. Și nu în ultimul rând este și un aparat foto, având în vedere că are o cameră de 8,1 megapixel. Cu Blitz. În acest sens rivalizează cu Nokia N86, care a fost lansat și el în această perioadă. Butonul ce activează camera. Partea stângă găsim slotul pentru încărcător cât și căști. Iar mai jos, butonul ce numește în playerul Walkman, multimedia. Ok. Meniu. Din păcate, meniul telefonul are sistem de operare propriu. Ar fi fost util în acest sens să fie cei de la Sony Ericsson să folosească un alt sistem, gen Windows Mobile sau Symbian, însă nu este un lucru prea comun printre aceștia. Telefonul dispune de conectivitate 3G, așa cum dă de gol și camera de mai sus, Bluetooth, cât și wireless. Meniu, Play Now, aveți posibilitatea să intrați pe internet, pe site-ul oficial. Sony Ericsson s-a adat diverse aplicații, teme, melodii, internet, entertainment, radio, Track ID, fredonați dumneavoastră o melodie și telefonul încearcă să găsească această melodie pe internet. Games. Avem preinstalate câteva jocuri, haideți să încercăm să rulăm unul dintre ele. Îți dă mai încet, volumul este destul de puternic. În momentul acesta o să ne dăm seama și de accelerometrul telefonului. Bine, nu sunt eu un jucător extraordinar de bowling, însă ați înțeles ideea. Trebuie să intrăm și în alte aplicații ale telefonului. Video DJ. Puteți edita filmulețele pe care le faceți cu acest telefon. Foto DJ. Puteți adăuga efecte la imaginile pe care le aveți. Music DJ. Puteți mixa diferite MP3-uri, puteți face treceri între melodii, fade-uri și așa mai departe, record sound, camera. O secundă să îmi deslipim. Pozele sunt excepționale. Însă cei de la Sony Ericsson ne-au obișnuit deja cu acest lucru de câțiva ani. Hai să vedem ce editor putem să, ce modificări putem să facem la această imagine. Puteți regla luminositatea, contrastul, adăuga efecte, gen sepia, black and white, suntem deja obișnuiți cu aceste efecte.
Revenim la meniu. Mesageria. Media. Photo, music, video, games. Puteți citi feed-ul web. Setări. Walkman. Să nu uităm că telefonul este un Walkman. Se aude foarte bine. Se de preferat să-l folosiți cu căștile din dotare. Setări, organizer, apeluri, ultimele 30 de apeluri primite, ultimele 30 de apeluri efectuate și ultimele 30 de apeluri ratate. Și nu în ultimul rând, telefonul dispune de GPS. În acest sens, dispune de Google Maps, care, din păcate, puteți să-l folosiți doar cu acces la internet. Acesta este Sony Ericsson W995. Pentru mai multe detalii, vă așteptăm pe site-ul nostru, telefonul tău.eu.